Bună dimineața, Dani! 3 milioane de bilete s-au pus în vânzare pentru Euro 2020, unde România va găzdui 4 partide. Despre cum putem să achiziționăm un bilet la Euro, ne vorbește liderul proiectului Euro 2020, Florin Șari. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit la sediul FRF, în Casa Fotbalului. Cum putem intra în posesia unui bilet? Înțeleg că nu este atât de simplu pe cât pare. Este foarte simplu, doar că trebuie să avem tehnologia alături de noi, pentru că biletele pentru Euro 2020 se vând toate online. Și avem între 12 iunie, campania a început deja până în 12 iulie, posibilitatea să ne înscriem pe platforma de vânzări de tichete a UEFA și să participăm la loteria, în urma căreia jumătate din bilete, adică 1,5 milioane de bilete, vor putea fi cumpărate în această vară de către doritorii, și de la noi din țară, de către fanii fotbalului care vor să fie parte din spectacolul fotbalistic care se va desfășura în vara viitoare și la București. Câte bilete s-au vândut până acum? Până acum s-au înscris doar în prima oră la această loterie care se va derula în luna august 300.000 de oameni. Deci 300.000 de bilete s-au dus. Mai sunt aproximativ 1,2 milioane de bilete disponibile. Bucureștiul, de exemplu, din acest stoc de 1,5 milioane, are aproximativ 25.000 de bilete. Cât costă biletele? Ele costă la București, unde ne interesează pe noi, între 30 de euro la peluză, 75 de euro în zona colțurilor gazonului și 125 de euro la tribunele 1 și 2. Sunt țări unde biletele sunt mai ieftine și țări unde biletele sunt mai scumpe? Așa este. UEFA a ținut cont de puterea de cumpărare a fanilor fotbalului din diversele țări, pentru că, nu e așa, Euro se desfășoară în 12 orașe de pe tot continentul, pornind de la Amsterdam, Dublin, Bilbao, München, Copenhaga, până la București, Budapesta, Baku. Și, în fine, am mai omis din orașe, da? Această putere de cumpărare a determinat o diferență de 40% în prețul biletelor. Adică la Budapesta, București și Baku, biletele sunt cu 40% mai ieftine decât în celelalte 9 orașe. În cazul în care nu sunt sigură că echipa mea se va califica, pot să-mi achiziționez un bilet și mai târziu? Categoric. Există acum categoria biletelor pentru cei care doresc neapărat să fie parte din spectacolul fotbalistic dintr-unul sau altul dintre orașe. Da, eu v-aș recomanda să veniți la București pentru că avem pregătite nenumărate surprize. Dar pentru aceia care doresc neapărat să-și vadă propria echipă evoluând la Euro, la turneul final, șansa vine la sfârșitul lunii noiembrie. După extragerea finală de pe 30 noiembrie, care va avea loc tot la București, se va deschide al doilea val de bilete, aproximativ 40% din bilete vor fi vândute pentru aceia care vor să-și urmărească propria echipă la Euro. Mulțumim mult de tot pentru informații. Da, mulțumesc și eu că v-ați deplasat alături de noi și aș vrea să nu pleci cu mâna goală de aici, ci să primești din partea noastră acest bilet simbolic. El marchează Bucureștiul, ne arată aici contribuția Bucureștiului la turneul final cu frumosul stadion cu Arena Națională, cu Casa Enescu, unul dintre landmark-uri. Sunt sigur că o să-ți facă plăcere să fie alături de noi la Euro. Mulțumesc frumos pentru acest bilet. Eu îl cedez lui Răzvan, căruia îi dau și pasa în acest moment.